Încă două decese de COVID-19 s-au înregistrat în județul Mehedinți în ultimele 24 de ore. Numărul deceselor a ajuns la 38 de persoane la nivelul județului de la începutul pandemiei și până în prezent. Alte două persoane confirmate cu COVID-19 s-au stins din viață ieri în ultimile 24 de ore. Este vorba de două femei cu vârsta de 78 de ani și 73 de ani. Ambele femei sufereau și de alte afecțiuni. 10 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 835 persoane sunt confirmate cu COVID-19 de la începutul epidemiei, în ultimele 24 de ore fiind confirmate 13 cazuri. 123 persoane se află internate, dintre care 12 persoane sunt internate la secția ATI, 111 persoane se află în izolare la domiciliu asimptomatice și 38 persoane sunt decedate. 59 de probe se află în lucru, iar 10.399 de teste au fost făcute de la începutul epidemiei și până acum. Una dintre femeile care au decedat a fost confirmată pozitiv pe data de 22 iulie, iar cealaltă victimă pe data de 29 iulie.